ședința, da? Da. Ședința este legal constituită, 13 consilieri din 13 în funcție, deci toată lumea este prezentă. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Da. Dau cuvântul domnului Ivan, prezint ordinea de zi ca să o cunoaște. Bună ziua, în primul rând, sunt de a citi ordinea de zi. Azi, în dimineața asta, fac la ora 8, am avut o frumoasă surpriză. Părinții Cristofor Bărgălanu a venit cu primul 22 de preoți și ne-a colindat. Mi-ar fi plăcut să fii la ora 9, în zi din nașul dumneavoastră, dar timpul nu i-a primit dânsului, că îl așteaptă la ceva mănăstiri să meargă în județ, să colinde. Au colindat foarte frumos, ne-au urat sărbători și cele bune la toată lumea, pe chestii cu Consiliul Local, și funcționarea de Măria Cașe și Cășunetul. Eu vorbesc un pic mai rău acum, că abia am putut dinții de jos. Mi-am putut dinții și vorbesc mai rău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Solidarii Bacău pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor și aparținând domeniului privat al comunei Cașin, 104. A fost actualizat, nu sunt modificări. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului pe taxe locale pe an de 2020. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului stradal al comunei Cașin, 104. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la studiul de dizabilitate la investiția extinderea și a discuției gaze naturale, Sasecurița și Cașul, Comuna Cașul de Subacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția realizată de termoizolație la Șeu, Porta Școală, Sasecurița, Comuna Cașul de Subacău. 8. Proiect de hotărâre privind pătruirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al UAT Cașul. 9. Punctul 9 se scoate pe ordinea de zi, fiindcă ne sunt câteva documente. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de inventar al bunului de resurs de la extindere rețea alimentară cu apă potabilă, punct de G 115. Ce se scoate? Ordinea de zi? Poate pământul. Automat. Automat. Nu. Automat. 11. Rapoartele anuale ale Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local. 12. Raportul anual al viceprimarului Comunei Cașin de Subacău. 13. Rapoarte anuale ale Consilierului Local. Cu am afectat de aprobarea dumneavoastră, am suplimentat ordinea de zi cu aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubritate pentru anul 2020. Aceasta este ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Știți că în fiecare an, în spunea anul trecut, s-a făcut un plan al taxei. Anul trecut a fost de 6.80 și anul ăsta se duce la 7 lei. Așa, dacă permiteți, domnul Toiu a intrat o problemă și a vrea să retragă, e acord cu ordinea de zi. Dacă și domnul Consiliu e de acord. Vă mulțumesc. Vă vreți să o mandăm? Nu am obiect, e posibil. Noi facem o ședință, dar o să fim la un mai scurt, cu un singur punct cu ordinea de zi. Probabil zile de azi, mâine sau pe mâine, o să mai primi niște bani de la guvern. Ca și modificare spun că cu 20 vine, ca să cheie socotelele cu plățile de trezoreria, se închid. Fiindcă va fi 23 din lucru, pe care trezoreria va lucra cu ușinicii. Va lucra cu ușinicii. Și pe, probabil în ultimul de plăți care se pot face, e 20 cu vine. Vine, la ora 4, va fi serbarea copilului. La școala Cașa. În premier va fi o surpriză, făcut un grup de bărbați din Comuna Cașin. O surpriză cu o tradiție care la Cașin nu a mai avut loc de 35 de ani. Cam așa, după sucătirea mea, sunt 35 de ani, de nu s-a mai făcut acea tradiție la Cașin. Pe 31
vreau să zic un acum, nu sunt unul lui. 31 la ora 10. O să dau, să ne ajutăm aici, urmează un mai greu. Dar cred că până la ora 11 vor începe să vină umbrătorii, urși și anosta, suplită că va fi încă prima continuare cu 31 câștigeni în aer liber aici. Așa că vă invit, dacă vă rupiți în timpul dumneavoastră, vineri la ora 16 să veniți în căminică, va fi ceva frumos. Și vine să fiți acolo să vă bat lumea și consilier local, prezidenți la acțiunea școlii și nu numai. Da. Poți să trecem la primul proiect de legi. Vă mulțumesc. Nu am nevoie de legi. Să ne vedem că trebuie să vedem cu local. Articolul 1. De aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Cașin de anul 2019, la venituri și cheltuieli cu suma de 27.000 lei, pe cum urmează. Capitolul 040204, sume alocate din cote de TVA pentru echilibrare buget, se suplimentează cu suma de 27.000 lei. Cheltuielile bugetului local se suplimentează cu suma de 27.000 lei, care sunt reparizate astfel. La capitolul 510120, autorități executive discriminează cheltuielile materiale de funcționare și utilități cu suma de 2.800 lei. La capitolul 65.02.20, învățământ, discriminează cheltuielile cu suma de 4.200 de lei. Capitolul 84.02.20, transportul, se discriminează cheltuielile cu suma de 20.000 lei. Articolul 2. Se aprobă lista de investiții alisată. Articolul 3. Prezentă o sărăză comunică prefectul județul Bacău, primarului Comunei Cașin și compartimentul de bugetul contabilizat de venituri și achiziții publice în termen de 10 zile de la data adoptării de către Secretarul General al Comunei. Articolul 4. Comportamentul de buget, contabilitate de venituri și achiziții publice va duce la definire prezenta hotărârii. Da, o să vă citesc un referatul de aprobare a tribunalului, care este mai detaliată, când se zice că a fost partizat să funcționeze bani. Din analiza efectuată de organe specializate în cadrul compartimentului de contabilitate, s-a constatat că se instrumentează cheltuielile cu 27.000 lei, se pot face direct credite după cum urmează. La capitolul 52.501.02, cheltuielile materiale se instrumentează cu suma de 2.800 de lei pentru utilități, energie, telefoane, gaze naturale, apă potabilă. La capitolul 68.02, asistență socială, pentru 10 cheltuieli de personal, se reduce cu suma de 44.000 de lei și se suplimentează. Capitolul 4402, transport, 520, cheltuieli materiale cu suma de 64.000 lei, cheltuieli necesare închirierii mijloace de transport. Capitolul 6502, învățământ, titlu, 20 cheltuieli materiale, se suplimentează cu suma de 4.200 lei, 4.200 lei, reprezentând reparație, instalație tehnică a prezentării la fosta școală din satul Culița. A scris două aici. 4.200 lei înseamnă altceva. Deci înseamnă cu doar ceva. Deci nu scrie așa. Da? 4.200 lei, da? 4.200 lei. Capitolul 6702, cultură, lege, sport, titlul 10, cheltuieli, investiții, se reduce cu suma de 69.300 lei și se suplimentează cu această sumă sumătoare în capitole. Deci am avut bani la Biserica la Cuiță. Nu s-au cheltuit din ce acum suntem în citații, e posibil până să ajung la anul nou, să avem un știu cu asupra, e a treia oară când am dedicat, o să ia, prima dată a fost doi ani abandonat, a doua oară nu s-a scris nimic, acum a treia oară s-a scris un drept de fibri din București. Să dea Dumnezeu să se mine o dată ca să vin cu sufă și să fie și serioși. Adică să ne trezim că nu vin la lucrurile sau. Ca în primă parte să dăm drumul la lucrarea acolo. Se spunea cum la capitolul Cultură, Lege, Sport, Titlul, Cine și eu cu proiecte finanțate din fond de externe de ambasare, dotare pentru centru trinet, luată olarului electrică cu suma de 3.000. Capitolul 6.02, Cultură, Lege, Sport, Titlul 70, Cheltuieli, Investiții, se spunea cu suma de 13.000 lei, realizare termoizolate Brașov, fostă școală în Sădu Culița. La școala Culița, în proiectul care a fost făcut, Brașov nu i s-a dat de către proiectant izolat. Deci este de rigid și că scola Brașov deci nu are patrinat, nu are nimic. La etajul 2? Da, la etaj. Nu pot. Nu vorbim de curentul, pot, da. Când ne-a făcut cheltuiel energetic, a ieșit în clasa 3. Și nu-i bine. Nu se poate face licența cu clasa 3. Atunci trebuie făcut această investiție,
să punem termoizolație, gaz mineral acolo și potină, că ți-ai făcut o șucă, luată trece în potul ăla. Dar nu pui potină, sticlină... Dușoane? Da. Așa, nu, nu putem face recepția. Acolo a fost un cerc cu proiectantul ăla de la Bacău. M-am bucurat că a luat bani puțin, mai 10.000 de lei cu proiect, dar a fost proiectul făcut la acolo. Ca să dăm o judecată miguroasă. Mă ieși cu proiectantul cu sunt lucru de la cei decizii că au fiu acte instanță judecată cu proiectul. Așa. Capitolul 34 transportului, investiții, redați cu suma de 31.000 lei, pentru că nu fiți la lucrare, extindere nicio scoare pe tunel cu mâna cașă. Rămân bani de la biserică, am dus acum la frotuar. La frotuar am avut o probară de frotuarului 100.000, da? A evitat 100.000 și a evitat minul, ca să oprească undeva la Pălău. Și a zis la constructor, văzând că licitația se întârzi, să continui. Și a continuat până ajuns la comunici cu timpul la Duța Adrian. La Duța Adrian a ajuns acolo la foarte și om acum a și facturat, având în vedere că avem bani. Și a scăpat o cheltuială care la anul nu mai punem la frotuare. Se informați oameni colegi că aceste frotuare s-au făcut un proiect bun, dar s-au făcut după tineri, care ei nu putem de luat gaz, acum fântâni, casă. La neau o ploie, cum îl cheamă, plin, acolo se va face la primăvară, acolo se va sparge tot și vom face și alt alat, cu daie deasupra, și trotuarul va veni alături. Se va închide din trotuarul dincolo de la până în 5 ori, se va închide foarte frumos. Și la primăvară vom începe la magazinul aici, la Profi, până la moară la Pămâneci, motorul segment. Deci nu inima, doar de partea de jos, 3 miliarde cât am avut noi, este tot trotuarul până la dincolo. Nu avem economie la material, o să rămân la papier. Deci dacă rămân economie la papier, fiindcă nu e locul făcut mai în vârstă, că trebuie proiect, nu s-a putut în mesul 40, vom încerca să punem la fiecare unul la parte. Care e viața și de aport, îi face frumos. Până legătura asfaltul, până în trotuarul care l-am făcut noi. Dacă nu, va fi economie și asta e, nu vom mai plătim. Dar zic asta e frumos, nu faci și oamenii vor aplica. Sunt care nu accept, am fost ca o petoare, bineînțeles că eu putea să facem pe tunul, cu pipul zonului public, ei n-au ajuns la autorizat, să ne-au sunat pe tunul ăla, nu-i, dar nu are să ne facem lucrurile. Da, domnul Roșu. Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, protecția mediului, servicii și comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local în conformitate cu prevederile articolul 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din OUC numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul de, cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da. Vom trece la următorul punct de ordine. Și anume, privind aprobarea cotizației anuale aferentă fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală a Asociației pentru anul 2020, după cum urmează. Directul Bacău, 1 milion de lei. Pentru municipii și orașe cu o populație prinsă între 10.000 și 20.000 locuitori, 200.000 locuitori, 100.000 și 200.000 locuitori, pentru anul 2020, populație mai de 100.000, 600.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu o populație între 20.001 și 50.000, orașul Mănești, 80.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprins între 18.501 și 25.000, municipii Moinești și orașul Comănești, 40.000 de lei. Pentru orașe cu o populație cuprins între 15.001 și 18.500, orașul Buși, 35.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 10.001 și 15.000, orașul Târgovna și orașul Cărmănești, 35.000 lei. Pentru orașe cu o populație cuprinsă între 3.000 și 10.000 locuitori, orașul Rănii Moldova, 10.000 lei. Pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei. Pentru comune cu o populație între 3.001 și 5.000, 5.000 de lei, aici în cazul noi. Așa a fost început, n-a subit nicio modificare.
Pentru o comună cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei. Pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 7.000 lei. Articolul 2, în 22, se va comunica tuturor membrilor asociației și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Articolul 3, împotriva prezentului hotărâri, se poate face contestație în condițiile legii. Noi am avut ședință de Arbadis, la care am participat și eu, în partea Communication. Ea, președintele lui Arbadis, domnul Brașoveanu, domnul președintele Consiliului Județean. Acolo au fost mai multe discuții privind cu colectarea cu noi. Știți că nu numai noi, în tot județul, cantitatea de gunoi de când se colectează la tunul, a crescut. Numai la unii locatari. Din ce la un preț, ia tot. Ia tot. Și aici e un puțin mult. Și dacă a zis că o vom face toți cu comun și vă chema visul și cu deposutul la consultări, la negocieri cu ei, că în cât timp se va plăti la tonă, aceste două societăți au interesul ca tona să fie mare. Cât mai multe tonă. Un primar la Grăbănești, la timpul partea Grăbănești, mă rog, în partea asta, știți, a primit o propunere foarte interesantă. Dom'le, să plătim la transport. Cum să plătești într-o astfel lumească? Nu la tonă. Este prețul transport cu kilometru, da? Se ridică, bine, dar e costul să fie vorba de plătarea colefacției, certin. Selecția, este tot aceea. Dar la transportul gunoiului, nu la tonă, să fie la transport. Până la stația transfer, o plată, până la pacău cu altă plată și atunci costurile vor scădea. Asta să știți că nu e bine deloc. Toți au făcut aceeași problemă. A crescut. Casa care a pus-o noi și a aprobat este mică în raport cu cultura gunoi. Casele care a pus la societăți, că ei spun că societățile virează gunoi în total 25% din total de gunoi, dar în oraș 25% la societăți. Ei, și casa a pus noi am trecut și a ocupat la societăți, nu se poate nici jumătate. Dacă îmi spune. Asta o discuție ieri, m-a cercat cu cei de la un preț. I-am prins într-o sâmbătă, luau gunoi la tovarășii de la Unești la Ciușmea. Bine, că erau de muncitori, eu i-am prins cu oamenii. Sunt oameni simpli, oameni care nu muncesc, la urmă și prea vreo, la urmă cu muncă, nu fură. Aia să le dată tu eu, ce ăla, ce ești tu, ce ne-am, hai să ucem, noi sunt ăla, na, ăsta sunt. Dar voi ați luat gunoi de la cașa de la cetățeni și ridicați gunoi pe muncii pionei. Noi plătim la tonă, nu conviniți că gunoi de menajer de la și să duc acolo la Ciușmea, care e tensura administrativă a Uniștii, să plătim noi. Adică, bineînțeles că a sunat-o cu doamna directorul Corânceanu, dânsa i-a sunat imediat, a dat și la poșa ăsta, un cap și au plecat. Aia mi-a zis că în prima zi, când eu așa am mereu și am fost informat. Când pleacă cu ultima cursă de la cașă, se zice unul la Ciușmea. Doamna directorul spune, nu, domnule, a fost prima dată, în 98 aia, vrei ce mă se face. Cu cine se crede. Asta ar fi un aspect. Un aspect am avut iar cu ei. Și la vizavi de asta. Să știți foarte mult cu noi generează adușești. Mi-a spus ei. Și au dreptat. În afară cu umpli acele voluntari din Daia Marca, dar noi acolo, scos și saci. Și de ce generează ea cu noi mult? Fiindcă au loturi mici de 500 metri pătrați, practic au limba curte, la ligătină, și el tot ce măsură în curte și nesigurată, care măsură să adună praf, este în curte, ei îl pune într-un de automat că este foarte greu. Mi-au spus că în altă și practic el s-a ajuns în mașină. Numai de acolo. Acum am o discuție cu altă acolo. Nici prea există să-i fac mari lucruri. Sunt oameni care, într-adevăr, ei iau mare atitul noi cu tot anul. Și impozit cu cărătii și mașini. Și scoltează, adică la bugetul local vine și sume importante acolo. Că ca o parte noi, sunt mari, au mașini de cinezei mari, plătesc. Sunt gospodării acolo care plătesc aproape 100 milioane parte. La primărie impozite, cu mașini și teren ca să ce are eu. Adică, e ceva, dar nu e bine pentru noi, fiindcă noi, cu taxa care o avem, nu acoperim. Și așa mai avem de colectat la anul ăsta 1,5 miliarde. Deci, 150.000 mai avem de colectat la anul ăsta care nu s-a colectat. Și așa mai avem de colectat, plus, dar nu acoperim. Acum m-am gândit la o nouă formă a taxei, după noi, în care subvenționăm, dar cu subvenția asta, știți cum e? Este legală să subvenționăm persoanele fizice, dar e vorba și de bani. Nu avem un buget foarte mare ca să putem da miliarde mulți la noi, să subvenționăm pentru oameni. Dar la ce am gândit eu, ar fi o subvenție de vreo 2 miliarde, care noi să o facem anual, ca oamenii să rămână cu 7 lei, nu mai mult de 7 lei. Anul trecut, oamenii au dat 5 lei, dar practic ei au fost 6,10 lei. În 1,10 lei am subvenționat noi pe simt local.
Deci, pe anul ăsta. Pe anul ăsta. Că altfel, făcând așa, îmi ies banii pentru taxă, plus o să rămână ceva bani mai mulți pentru recuperarea celor care s-au plătit. S-a dat bani. Nu-i, deci trebuie să înțelegem că nu-i voi înțelegea, oamenii nu au fost, cu sac, au fost personal mai mult. Deci, nu înțelegea dacă ai plătești, spune-i plătești. Urmea ei, că tonajul a crescut din coace, dar frunzul ia spre ei. Face cu unii pățenii, domnul vicepucei de la ajutor și cu băieță primării, în fiecare săptămână. Până la trăjești acolo, am luat toate de mulți. Și cu urmea ei, țiganii, duceau la pot, că duceau pățul mora. Și când i-am lăsat la stradă, pe drumul ăsta, ca să vedea pe drumul acolo, nu iau țiganul la frunță. Că și mie. Și acolo tone de amestec din construcții, de pe drum? Nu, de acolo. De acolo, da. De acolo, de acolo, de acolo, de pe... E bine, nu. De la mare. Da. Deci, și aici ducă și unii. Într-o zi, domnul Vicioar, nu dau nume, a fost unul în cașul cu căruța, dar nu a mai fi. Că a fugit, am două. A sunat cineva, a fost zis. Deci, în cașin, car, și tot și îl duce acolo. Și a văzut că am putut, mai zis, a fost poliție. Cu pământ, că e bun să stabilizezi răpăia acolo, ca să nu fugă o altă drumul. Și a fost un zi bun, zic, s-a pus, și după mai va fi excelent acolo. Vom plasa niște copaci, niște saltăm și va fi bine. Le-a dat voi acolo să duc la pământ și mai departe. Și totuși, unii din ei, îl duc tuma acolo. Deci, dacă vă spun, s-au mușcat acolo cu trei zile. Bolul sau acolo să facă plătire. Nu înțeleg oamenii. Și cei care îi plătesc, acolo la partea lor, cumva și ceva, pot fi tot anul de mult. Eu am zis, măi, și că eu nu dau foc cu nici grătire, nici care, bineînțeles, nu poți spui omul de a foc grătire. Nu e legal și nu e corect să dea foc. Dar spunea doar că o timp și mă bată după aia așa. A și scurs. La aici. Dar aia zic. Nu, oamenii zic că plătesc. Și culmea, cei care nu plătesc, aia au după punct. Sub ideea că el nu plătește, ori nu plătește. Dar este adună. Deci avem debitori și de câte 1.500 lei, 5 milioane. Și 2.000 de lei care au plătit, de când inființat serviciul. Se adună și la un moment dat vor fi înrămădiți, la o vânzare, la o despartă de moștenire. Cineva va plăti banii aia, dar mi-a explicat. Urmea acum află cu noua taxă aprobată noi în ianuarie, anul trecut, se ia și prin atât. Nu e ca acela ducă dacă am să iei cinosul cu domnia, să trecem și prin ajutăți la cei care plătesc. La oameni cu conștienții, da? Va veni, vă dau iar o bucurie, pentru mine chiar o bucurie. Dacă tot nu ești mai pe domnul și nu sunt contestații la situație, la anul, în cel mult, în partea jumătății a doua parte a anului, va începe lucrări la ziua de calizare, la stația de curaj și la sindicat. Noi trebuie să primim cu cofinanțare, o să o aplicăm în la bugetul de ianuarie, de 96 de miliarde, dar sunt defalcați. Anul în care vine de 130.000 de miliarde, trebuie să plătăm și noi cofinanțare la proiect. Deci noi, adică avem și noi aportul nostru, dar e un vești bun. Dacă începi, nu mai trebuie un infringement ca să dăm o penalitate la Bruxelles. Ei trag care. Acum, noi, ce ajungem noi cu terenul, știți, la Bucurează, la acolo, din până la poliția, terenul există. Dar asta e cea mai bună veste. Cu gazul, astăzi au făcut indicatorul timpului economici. Am promisiunea că am fost la o ședință cu domnul ministru al dezvoltării, nou ministru al dezvoltării, dacă va mă știu eu, la noi în România, creează suferiți și noastră, guvernul schimbă. Când în februarie se va deschide un PNDL, dar nu va pe gaz. Atât. Deci nu va fi un PNDL trei pe multe componente. Pe gaz. Norocul nostru este că se fie un lucru cu mari indicatorii, îl avem, îl depunem și că vom avea și contractul finanțare până la mare. Fiindcă noi avem înființat serviciu. Aici și concesionat. În localitățile va fi un SIAC și la el e complicat. Nu au concesionat serviciu, nu l-a înființat, nu mergem pe ei, de nici atât. Nu am cunoscut ei că am venit și cu ministrul, spune, asta că e vorba de extindere, siguranță în februarie, în ce zi, mai trebuie să semna contractul finanțare. Ca țină contractul finanțare, o dat drumul la prezentim de execuție și de ATC. Iar, tot la fel, nu mai vreau să mai zic de înainte. Poate nu vom avea administrația să fie mai scurtă și vom avea scosul, fără contestat. Am văzut drumul, am făcut acest moment zile în administrație și pur mă a scos și scosul, care l-a scos. Și cum lucrează și cum... Ca informații,
Deci, cei care executează lucrarea la mai acum cu piatra spartă, nu și-au primit toți banii, le-a plătit numai 6% în valoarea lucrării executate în toamna asta, ca la primăvară, să avem siguranța că vor veni să repare și să strică peste iarnă și să apuce de asfalt. Ca să nu mai facă poteci la firma respectivă. Să am poteci. Nu știu dacă mă credeți, am poteci. Prima dată când s-a blocat podul, lăsa mașina ca să mă stau la pod, eu au ajuns prostul, ne duc până la ei, eu au din podul care vreau. A făcut un fiș, domnul Ciuma. Am avut poteci aici. Și ca să nu mai fac poteci, ne-a luat și noi o mare de siguranță, domnul Ciuma și Antier, nu a semnat decât pentru 6% în... El a intrat tot. Dar așa prin mașina 6% în bani, a să fie de voi, ca prima bani, să... dacă să-și ia bani. Diferență. Dă, le zicea contractul nici vorba, că dacă le zicem contractul, acum pierdem cât toți finanțarea, nu rămâne cu chestia. Deci nu e chiar așa de ușor. Lumea vorbește la cursul și mulți alții care mediază negativ, dar nu-mi convine nici mie situația de pe piață. Nu-mi convine. Dacă nu suntem singuri, asta nu mă bucur că nu suntem singuri. Vă spunea că, de exemplu, o să judec cu Costuțul cu primăria, tot la fel și ei acolo. A câștigat primăria, nu? Tot ce? A câștigat. Dacă vrea să facă, tot la fel cu o mai amână, mai amână, la mână, și că el nu-i măcar piața spartă, n-a putut, n-a putut. Domnul primar, nu, trăim în țara asta în care nu sunt legi făcute cum trebuie ca să-i sancționeze drastic pe astăzi oameni. Dar legii sunt blânde despre ei. Bun, hai să-mi Domnul Roșu. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, bugete, finanțe, administrarea domeniului public și privat al României, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2020, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da, vă fi frumos. Următorul proiect de ordinativ, privind aprobarea impozitului taxelor locale pe anul 2020. Eu am venit cu propunerea să rămână la fel ca pe anul 2019. Sunteți de acord? Modificarea va fi la taxa de salubritate. Vedeți, celelalte vor rămâne la fel și vom vedea din casele pe care le avem. Acolo, dacă la vreo cum mână s-a aplicat, dacă aveți idei propune, dar vă voi, da? Aici, deci, ăsta ce am dat în poziție, rămâne la fel ca până la 2020. Privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Cașin. Articolul 1. Se aprobă nomenclaturii stradale al Comunei Cașin cu statele componente Cașin și Cuița, precum și anexa care face parte integrantă cu prezența autorilor. Articolul 2. Secretarul General al Comunei va comunica prezența autorilor primarului Comunei Cașin, vicii primarului Comunei Cașin, domnului responsabil, responsabil cu scrierea datelor de RENS, prefectul județul Bacău, instituțiilor interesante și va fi adus la Comisia Publică pe publicare pe site-ul instituției. www.primaria.lucasin.ro Păi, ce se întâmplă? Am aprobat denumirea străzilor acum cu nomenclatorul stradal. Numerotarea va începe din centru satului. Așa de făcut. Și ai și roșii. Deci, de aici va pleca numărul 1, de aici va pleca numărul 2. Da? Și va pleca spre ieșire, spre ieșire. Și roșii au făcut legea, că nu trebuie să fie în lege, fiindcă extinderea nu se face. La ieșit. Și automat am ajuns la numărul 100. Până următorul va fi 101 mai departe. Noi, când am făcut inițial, am plecat de la intrarea către fiind partea. Și automat, dacă faci o casă dincolo de, mă refer la, la baron, da? La zona de acolo, dincolo cine mă intrai? Zero? Și acum, numărătoarea a avut cum trebuie. Deci aici centrul este punctul pe care. La unii, nu-i problemă. Fiecare uliță va pleca cu unul în partea stânga, doi dreapta. Și aia se duce până este incapacional. Și chiar dacă e o uliță care mai va fi extintere, va duce cu numărul mai departe.
Despre asta este vorba, un chem în codul final, o să-l dăm și la evidența populației, aici am scris, va fi dat și acolo, oamenii când vă face buletinii vor avea și numărul și strada pe buletin acum, și la toate celelalte instituții și societăți, Ion, Electrica, Ion Gaz, Crap, unii din faptul. Să avem două rapoarte. Da. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Omului și Muncii Publice, Departamentul Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al zonei Cașin, în conformitate cu prevederea articolului 125, articolul 137, alineatul 6 și alineatul 8 din ordonanța de 157 pe 2011, oferit codul administrativ, emite avizul cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 37, aliniate 7 și 7, în 57/2019, administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos. Următorul proiect de organizare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic CF la investiția extinderea rețea de distribuție de gaze naturale în satele Cui, Caș, Cașin și Comuna Cașin din Spatul. Să știți că nu se va face plățenie de execuții în ceea ce eu, mai lucru va schimba. Cam suma de la CF va fi acolo cu cea care va ieși la profilarea tehnică. Indicatorii economici. Valoarea totală a investiției este de 4.054.710 lei, 0,6 bani, fără TVA. Valoarea totală cu TVA, 19%, este de 4.254.210 lei, 0,92 de bani, din care TVA 199.500 de lei. Deci este tot mai 4 milioane, înseamnă 42 de miliarde. O investiție care vine cu cel local, nu realizăm nici în niciodată. Valoarea de a cei puse, investiția este de 3.311.899 de lei, fără TVA. Valoarea cei puse mai investiție de cu TVA este de 3.704.349 de bani, din care TVA 591.450 de lei. Indicatorii tehnici. Investiția urmează a se executa pe terenul ce aparține domeniul public al Comunei Cașin. Lucrarea propusă este de 16,360 metri. Adâncimea de pozare a conductei noi va fi de minim 90 de centimetri, 0,90 metri. De la generatoarea superioară a conductei la porta terenului amenajat. Conducta nouă proiectată de gaze naturale va fi din PE100 SDR-11 și va avea diametri cuprinse între DN-140 și DN-63. Depul maxim distribuit prin extindere de cele de gaze va fi de 1643 de m3 pe oră. Pentru imobilele existente, posibilitatea creșterii în funcție de extindere întreaga anului, conform punct aprobat și datorită dezvoltării locale în urma investițiilor făcute care au atras investitori. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre a vorba prezentată. Deci, cu această extindere, toată comuna, va beneficia de conductă până acolo. Acum, cei care se vor brașa, vor fi mulți, vă spun că în ultima perioadă, dar o să se brașa pe vreo 100 și ceva. A crescut prețul ăla. Și ne scumpă casă. Care au case izolate termice penii, plătește, dacă plătești, plătește 30 lei pe lună. O să plătești o încălzire. Și puțin, vă spun, o să plătești de 400 de lei. Și nu știu dacă ajunge, cum ajunge, au fost că iarna, până acum, 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 și se vorbea așa, mă, știi, chiar și în vrașa de jos, solicitările la mamă mereu, până la robii noștri de jos. Oamenii și-au făcut casă mare, vor casă, vor până. La început va fi
un pic, m-a fost la cașă. Când voi vedea avantajul, partea proastă este că ei cresc prețul neconsulat numai, adică la Brașa, la Brașa. Am zis că în Brașa avem ca să pună la cutie o coartă, 2000 de lei. Inexplicabil de mult. Ei practic la funcție investiții, la fondul casa existentă. Nu la asta a fi tot investiția noastră, ne ajutăm la Brașa și ei acasă Brașa avem 2000 de lei pentru ce vii avem. Mai mult. Da, chiar și mai 2000. Mai mult. Mai mult. Da. Deci e foarte mult. Ce face o stea lui, acolo lucrează cu ce filmul vrea el, acolo lucrează și băieții. Adică utilizarea interior. Da, dar acolo, eu am dat evacuă, dar nimic nu e, legile au fost făcute pentru ei, că ei se deștept la energie, au lucrat contra noastră. Pentru străini. Da, străini. Ne mulțumesc de o rămas. Dar s-a asfaltat, cum se mai extinde? Dacă s-a asfaltat, nu e problemă. Sunt soluții și pentru extindere, și pentru canal, și sunt soluții. Deci sunt soluții. Rămâne acostament, cel puțin pentru gaz, va fi acostamentul ăla care rămâne 30-40, limbele suficient pentru gaz. Yeah. Deci nu rupe o mașină asta. La... Canalizare a fost problemă, care va veni cu mijloc. Dar, conform proiectului, se va da terenul la forma inițială. Nu va mai ieși asfaltul cum, ca și la flora. S-a tăiat. Nu-i vina noastră, nu noi am dat fondurile așa. Dacă ei la Bursila și au acestat fondurile, nu l-a acestat cum se reuia, protecțiile cu frițățile subterane și până pe suprafață, asta e. Cum am făcut? Comisia pentru programe de dezvoltare economică, de finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la SF, la investiția extinsă de rețea de distribuție de gaze naturale în satele Curița și Cașin, comuna Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și 7, din nou ce numărul 56/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da, mulțumim. Următorul proiect de ordine de zi, prin aprobarea indicatorului tehnico-economic la investiția realizare de termoizolație, planșeu, postă, școală, de s-a locuit la comunicare de sumașă. Referat de aprobare. Privind proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic la investiția realizare de termoizolație, planșeu, postă, școală, de s-a locuit la comunicare de sumașă. Stimați doamne, domnul Părțier, la finalul anului 2017 au fost terminate lucrările de modernizare a școlii din satul Curița, comuna Cașin. Ca urmare a acestui proces de recepție la terminarea lucrărilor, s-a stabilit procesul verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor cu numărul 9025-9-2017 următoare. Completarea documentației PTA și soluție privind izolarea tehnică a planșelor peste etaj, creșterea eficienței energetice de la D la B. Anunțarea publică locală a făcut demersul necesar în vederea contractării unei firme de specialitate de proiectare care, prin documentația documentă și verificată, au dat condiții necesare și suficiente pentru realizarea celor menționate în documentul de mai sus. Ca urmare, proiectul cu numărul IR-2425-12 din 2018, întocmit de specialitate de design CNL, a documentației verificate de domnul verificator inginer Teodorescu Iosub, verificator atestat MLPAT cu numărul 1405, s-a obținut aviz de securitate la incendiu cu numărul de 318/18/SU Bacău din 27.06.2018. Având avizându-se soluția proiectanților și s-a plecat pe triajul cu soluția privind izolarea tehnică a planșelor peste etaj. Lucrările necesare a se executa în acest sens pentru creșterea performanței energetice a clădirii, de la casa D, nivel scăzut, la casa B, nivel minim acceptat, conform legii calității în construcții, legea 10/1995, sunt descrise în documentație, se ridică la valoarea totală de 24.017 lei, 69 bani, fără TVA, adică 28.581 lei, 0,05 bani, cu TVA 90% impus și constau din montarea unui strat termoizolator de 4 minerale, 20 cm, în pod, pe întreaga suprafață de 232.5 m², realizarea unor alegi și culame cu o din lemn de 140 m².
Având în vedere cele prezentate mai sus, se propun spre aprobare indicatorii tehnicului economic și la investiția realizată în termoizolație Plașeu, fosta școală în satul Culița, un atrage de sub Bacău și achiziția publică de lucrări. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială și de Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodăriile Comunale, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția realizare termoizolației Planșeu, fosta școală, sat Curița, Comuna Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din OUG 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Următorul proiectul ordinazii privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General UAT Cașa. Articolul 1. Se constituie Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale a Secretarului General al Comunei Cașu, Vesu Bacău, doamna Popescu Monica Portela, în următoarea componentă. 1. Primar Sorin Daniel. 2. Consilier local și viceprimar Dragu Adrian. 3. Consilier local Vârcea Gheorghe. Articolul 2. Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale se face pentru anul 2019, în luna ianuarie 2020. Articolul 3. Secretarul General al Comunii va comunica prezența autorilor persoane, comentată articolul 1, primarul Comunii și prefectul Vesu Bacău. Deci asta ar fi propunerea mea. Aveți alte propuneri? Ca să discutăm acum asta. Sunteți de acord cu propunerea asta? Sunteți de acord, da? Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comisiei, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 136, alineatul 6 și 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57, per 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Da, am ajuns la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de stabilizare actualizat cu proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxe speciale de stabilizare pentru anul 2020. Deci, cum v-am spus, anul ăsta, conform promovării de județ, la persoane fizice, de la 6.82 de lei, a crescut la 7.54 de lei. Știți că în anul 2019 a fost 6.82, 5 lei, pentru că omul, 1.82 am subvenționat noi. Noi avem voie legal, subvenționăm numai la persoane fizice, nu la acele juridice. Eu am gândit-o cu doamna Ticuleanu, cred că două stămâni, o să facem să ne iasă stamba la cot, adică să ne iasă banii care îi acoperi toate ce te cheltuie. Și am gândit-o în felul următor. Aveți alte propuneri, vreau frumos să le spun acum. Și dacă sunt viabile și mai bune, o aprobăm pe propunere. Deci nu sunt obligatori ceea ce am gândit noi. Articolul 1. Se aprobă planul anual de evoluție al taxei speciale de stabilizare actualizat cu sistem integrat de management al deșeurilor județul Bacău și acum sunt taxe speciale de stabilizare pentru anul 2020, cum urmează. Utilizatorii casnici, persoane fizice în cuantum de 12.000 lei persoană, 12 lei persoană, Bun, 12 lei persoană pe lună, din care este subvenționată de bugetul local al Comunei Cașin cu 4,46 de lei pe persoană pe lună. Astfel, suma rămasă de plată pentru utilizatorii casnici este de 7,54 de lei pe persoană pe lună. Aici la utilizatorul local, știți că avem 200 societăți, dar de 200 nu știu cum funcționează. Dar acum unii avem scrisii și noi facem la camera document, dar nu funcționează toate. Am trecut, zic cum așa, s-a trecut toată o greșeală, când am aprobat noi, la transportatori, cei care au fi în transport.
Dacă vreau auditați, nu-i prea fac numai în Cașe. Cu Cașa, cu Corpul în Olanda, în Belgia, sunt câteva societăți în Cașe, vreo două, Brazda și Stura. Și că, să zici, plătesc eu 600 lei, dacă e în boa de plasă, o urmă, că eu nu fac numai în Cașe. E cu noi, undeva face în lumea asta, la Olanda. Nu-l face aici. Și acolo am făcut o modificare ca să am făcut o reparare. Și zic că, auditare, pe urmă, chiar nu sunt numai la aici. Utilizatorii cadnici, am spus, da? Au utilizatorii non-cadnici. Societăți comerciale cu sediu în Comuna Cașin, care au între 1 și 5 angajați, în sumă fixă de 100 de lei pe lună. La societăți comerciale cu sediu în Comuna Cașin, peste 5 angajați, suma fixă de 200 de lei pe lună. La EI, pe filia IF, pentru sediu social, 7,54 lei pe lună. Până la societăți comerciale IPFA, IV, care nu au sediu în Comuna Cașin, pun de lucru 30 de luni. Dacă el are punctul cu aici, automat produce mai lucru, mai decât la care ăla, practic, care a rămas sediu, nu produce mai nimic, la în casa lui. Da. Și așa cu ce am făcut, nu este cei 25%. Deci care îi spune și românii cu consultul că 26% cu noi care se pregătea de la lucru. Astea comerciale care nu au sediu în Comuna Cașin și au puncte de lucru, ce exemple avem în Cașin? La cine? La societăți comerciale, IPFA, care nu au sediu în Comuna Cașin și plătesc pentru punct de lucru 30 de lei pe lună. Sunt la Dumnezeu, avem de exemplu unul care are coitorii. Până acum, până la jos, sunt. Nu-ți aștept bine, iar ea îi spune. Și ar fi și centralul și profi, nu? E în scădere de aici. E în scădere la societății comerciale. Nu? Societății comerciale cu sediu în Comuna Cașin. Ele nu au sediu în Comuna Cașin. Ei au puncte de lucru. Și atunci aici venim, vă întreb, adică, între societăți comerciale cu sediu în Comuna Cașin, unde acolo avem de la 1 la 5 angajați, de la 5 angajați. Da, nu, e foarte... Societăți comerciale care nu au sediu în Comuna Cașin și au punct de lucru. Nu, alea, astea, ce am vorbit, să zic eu, pe fiul ăla, așa. Nu, aceea a spus bine, foarte bine, observația. La cele care au punct de lucru, societăți comerciale, fac modificare, da? Nu, da, nu, m-au obligat din voi. Cei care nu au... Nu, da, nu, a făcut observație bună. E bună observație. Cei care nu au sediu social, SRL-ul, mă refer, la SRL, cum e, îi băgăm și lor 200 de luni. Păi nu le băgați deoseb, tot așa se neagă de la 1 la 5 angajați, de la 5 angajați. Da, tu la fel. Adică, dau un exemplu, Cipoia are 7 angajați, Rostea are și el 6. Păi, e 30 nu. Și Cipoia de 100. Nu, nu, aici observați la SRL-ul și rămânii valabil 30 de pentru PF-ul. Mi s-a fost un pic... Nu, aici, da. Pe, da, e foarte bună observația, deci la ăsta va rămân tot în funcție de la angajați și cariere. Da, da. Da, da, povestea ei că se întâmplă ăștia. Povestea ei că ei mai dau credit... Au și social. Au și social și ei colectează selectiv, adică cartonul și presortatele le trimit. Nu știu dacă ești de aici, dar în centrul Lidl, Penny, Kaufland, Caraș, lădițe, cartoane presortate, adică marioane, bidoane, le trimit transport separat. Da, nu știu că aici de-aia am întrebat. Trebuie un pic să nu întâlnim pentru comunitare. Bine, să descurăm, dacă toate se mute și la latitudinea noastră, să trebuie neapărat, că sunt niște bănuri în mașină. Adică 30 lei e mai mult decât 100. S-a produs modificarea. Foarte bine. V-am zis, dacă... Știi mai departe. Instituții publice, primărie, poliție, școală, lăcașe de curs, biserici, case, practicare. 100 de luni. Aici am văzut. Pentru societăți comerciale care nu au niciun angajat, taxa se datorează pentru reprezentanții legale a acestuia, respectiv administrator, acționar, asociat, precum și alte persoane de fond de conducere, o sumă de 7,54 de lei. Aici societățile comerciale care au transport, obiect de activitate de transport. Da. Mai, deci eu sunt administrator la o firmă de transport. Plătesc 7,50 lei, conform acestui articol. Da.
Dar mai am și sus o chestie, IIPFA, care nu au luat de pe mâna ca și plătesc. Nu. Deci, consideriți că ați spus că am vrut separat. Pentru societățile comerciale care au aplicate principale la transportul rutier. Mai sus, la IIPFA, II. Da. Pentru sediul, deci eu dacă am societate de transport, plătesc o dată 7,54 pentru că am sediu social și mai plătesc o dată pentru că eu din întâmplare sunt administrator? Nu, nu. Deci asta e, asta are, deci are un lucru separat. 7,54 plătești pe ea. Deci IIP-urile care au societăți de transport plătesc doar 7,54. Nu se plătesc, plătesc 15 lei. Nu, nimic, nu. Deci el va plăti 7,51 de lei. Da. 54. Bun. Articolul 2. Orice modificare privind datele înscrise în prezentul de declarație va fi comunicată în scris primăriei Cașin în termen de 30 de zile pe data conducerii acesteia în vederea operării modificării. Pentru anul 2020, taxa de salvizare pentru prelătorii casnici și non-casnici se datorează și se achită lunar până la data 30-31, inclusiv ale lunii, pentru luna anterioară. Termenul de punere a declarației informative prin taxa de salvizare pentru anul 2020 este 31-3-2020. În cazul unei depuneri de declarație prin taxa de salvizare de către cutipătorii casnici și non-casnici, obligația de plată să fie stabilit în oficiu pe baza informațiilor din dosarul fiscal Registrul Agricol ITM. Ca să nu uit, când a fost la AGA ADIS, domnul primar l-a ascult, rămâns, a fost, nu? Este o fără. E prima dată. E că o stare au probleme cu legea, a fost condamnat și... Da. El, în toată țara, știți că acest serviciu salvizare funcționează ca un județ Bacău. Deci nu m-a ajuns la făcut asta, băi, a fost județ Bacău, ăștia... Toată țara, toate șfețele, este un unic operator. Dar sunt unde operatorul a încontrat direct cu cetățeanul, cu persoana juridică, și județul pui la noi cu taxă specială pe care o încasează primării. Dar sunt județe cum ar fi Aradu, de exemplu, de banii care îi colectează el la populație, primăria își trage de timp pe ei. Îi face serviciul Dobrișul celălalt care e. Și mi-e mai a deschis, omul a deschis un subiect foarte bun. Adică, eu îți fac serviciul să ții. Să aduc bani. Să aduc bani. Dar, contra fost. Adică, și asta, în alt fel, într-un loc, până la urmă, dacă mă reușit să obțin, vreau să facem o ședință în ianuarie, lucrul ăsta, bă, aia voi doi lei, vă băga în subvenție. Din o subvenție. Deci, dacă ei ar pune un salariat, ar plăti. Salariat? Nu, cum să nu? Dar nu au salariat, tu fui. La gunoi, nu e la capul. La capul o să-i tai capul și duce pe zici că nu ai sinal de Crăciun. Dar la bună ce zici? Nu ai bună ce zici? Tot la apă. Nu e un copil, copil, nu știu. Dar spune-ți cu ce tai. Cât plătești cei care au punct de lucru? Cei care au punct de lucru plătesc în funcție de câți angajați au. Are. La cine? La societățile comerciale? La societăți. La IIU-uri, pe IIU-uri n-au... Nu, la IIU-uri pe pentru studiul social, 7,54. Cât pleacă și persoană fizică. Atât. Dacă ai asta care îi dă o comună ca și de o altă comună, dacă nu ai mai spus să vă găsesc, va fi... 7,54. Cât plătești persoană fizică? Prea plătești un cetățean în comun. Nu e Statul se referea dacă, de ce la alt serviciu social în Cașin. Da. Dar ai punct de lucru la Drăgugești. Ei, acolo va plăti în funcție de cât se va avea. Acolo, va, da, în funcție de angajați. Cât ești. Păi, dacă ai de la unul la 5 angajați, la noi este 100 de lei, și cât că ești încadrez? Nu, ei au altfel. Sau, cum aproape ei. Alții iau câte 5 bilete. Dacă comparativ. Ia pleacă de 5 bilete, de exemplu. Oi Duzul ia 5 bilete de angajat. Cum ești Mănești. Deci dacă ai 5 angajați, 5 bilete. Centralul vrea să mute la noi, cu sediul social. Și primim cu drag, venim bani, nu o să vă și m-am văzut, m-a zis la căză, când cum e la tine? Și că, te-ai primit, la tine, că la 100 de miliarde și plieri de la mine. Da, deci cred că ai da. Eu, cum vă spun, azi am făcut, dar credeți-mă că nu trebuie să omorăți agenții economici. Că vin bani. Vin bani în TVA, dar acolo vin bani în TVA. Nu vin în altă parte. Bani de impozit pe venit, de acolo vin. Deci nici bază mea, de când sunt primar, de la 8-le an, și când am fost viceprimar, am fost pentru agenții economici. Mulți m-au zis, că pune primarul,
patronii sunt la ajutor și pentru patronii. Nu e adevărat. Nici nu formă, patronii sunt puțini. Nu mi-a votează. Și o votează cum vrea el. Povestea e că dacă nu ai societăți, nu ai viață activă, economică în localitate, ești mort. Și va fi timp, vă spun, nu e guvernarea, va fi pe PNL sau PSD. Guvernarea va fi ea, după culoare. Politică. Când îți va da bani în funcție, cât poți zi la bugetul stat, atât îți va da dați înapoi. Și așa, vrea PSD-ul, cum vreți să a proiectul, impozul cu venit anul care vine, să nu intra tot, nou. E un lucru mare. Să primim impozul venit. Că avem ceva angajat, sperați acum. Sume de falcate, nu ce să creează? Nu, dar impozul venit ca o salariață. Și avem, nu am dăbat care 130, mare cu înghiți mai ceva 40, mare avem omul cu 3, mare 6, ăla, avem vreo 200-300 de angajat. Noi, primăria, școala, să adună, păi, ca toți care au impozitul venit, trebuie să adună ceva, sunt mici care vin important de comă. Și de-aia trebuie să încurajați și nu omorâți. Că așa, chiar era simplu, nu? Plăteam taxe după mâini de... și pentru o persoană de jumătate. Puneam 15 de persoană, dar dacă ai 130 de angajați, îl duce în cap. La o 15 de puteți seama că de-aia profiți cu toate de a-i de-aia omori. Da, trebuie ajutat. Mulți îmi zice, băi, că ținem primarul cu patronul. Nu, sunt unul cu patronul. Simt cu mine. Câteodată nici cu mine. Orice modificare e așa, mai departe, să zicem, da? În cazul de depunere de declarație privind taxa de salubritate, de către utilizatorii casnici și non-casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu, pe baza informațiilor din dosarul fiscal, registrul agricol și la ITN. Plata taxei de salubritate se face anticipată tot anul în curs direct și o primărie, ca și cu plata prin ramene. Deci, eu plătesc, și mulți ați plătit în ianuarie. Am plătit și pe obligi. Neplata taxei la termen stabilitii atrage după sine cadrul și plata majorărilor de întârziere de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună și aplicarea măsurilor de urmărire și executare scrisă prevăzută de legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și corectările ulterioare. Depunerea declarației informative sau declarației rectificative peste termen se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 70 de lei și 279 de lei. Deci depunerea declarației informative sau declarației rectificative se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 279 de lei și 696 de lei. Necomunicarea numărului real de angajați de către utilizatori, non-casnici, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 696 de lei și 1578 de lei. Asta, ăsta este mare. Dacă aveți completări, aveți și alte propuneri, care să fie viabile și să ne ajute. Cu drag, că acum, dacă trebuie și facem modificările, să fie bine. V-am zis, singura edificare, cu doamne, cum s-a făcut o găsucă la greșeala, la cei cu transport. Ne-am încadrat la cucina, și aici pun ce postul, cred că am fost destimat, că ne-am părăcat. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2020, în conformitate cu articolul 125 și articolul 136 aliniat 6 și aliniat 7 din nou OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul de cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Aș vrea cu propunere, dacă sunteți de acord, să nu mai citească fiecare consilier raportul, o să citim în care și tu, mă rog. Da, unde e să puneți la mine, da. Și să citească raportul, mă domnul, ce mai. Da. Da. Domnule primar, doamna secretar, doamnelor și domnilor consilieri, dragi cetățenii comunicași. În data de 10 primarul desfășoară activitatea în baza atribuțiilor stabilite în părțile numărul 215
pe 2 minute din administrația publică locală, se duce acel program de acte normative în vigoare și a fost produs în 1994, în 24-7-2019, prin de primarul comunicat. Subordonată primarul comunicat și monitorul de vot al acestuia, prezintă generală este aceea că viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele localității și să implice în rezolvarea acestora. Informez cu aceste idei și că la acestea pe care am menționat-o desfășurat în această perioadă, sumările muncii individuală, de salariați din primărie. În conformitate cu legea 46/2009, iată beneficiarii de ritm garantat, care sunt dați de muncă și obligați să presteze orele de muncă stabilite de lege, am întocmit de situația de lucrări efectuate, contract lunar și procesele verbale pentru aceștia. Activitățile de lucrări gospodăriești cu beneficiarii legii 46/2009 s-au efectuat permanent în funcție de planificarea acțiunilor și lucrărilor pe interes local, dar și în funcție de alte acțiuni și lucrări care necesitau rezolvare. Câteva activități prestate cu beneficiarii de VIE. Ecologizată zona Îmbrășești, ecologizată spre 20 de decembrie și fața primăverii, ecologizată zona Nelu Comăneci, ecologizată zona Cuciur, ecologizat și părțit de G115, ecologizat zona Pânmiron, ecologizat și părțit de G127, întreținutul rondul flor cu un centru civic, recolmatarea șanțului de la Prucu Ciur până la izvor, primea pe marginea DG115, recolmatarea șanțului din fața primăriei și a primului cultural Cașin, recolmatarea șanțului ce mărginește DG115 în fața locului de joacă pentru copii din Cașin, recolmatarea rigolă de la posta secție SMA din Zălcău Țărnică până la DG115, ecologizare permanentă a locurilor de joacă pentru copii din Comuna Cașin și Zafcurița. În data de 21.09.2019 am participat la desfășurarea proiectului Ziua Națională de Curățenie prin programul Restului de România, împreună cu elevii școlii gimnaziale și cei de la BMG, unde am strâns un număr de 47 de sași cu gunoi din zona Stadion și zona Pânmiron. Am răspuns conform legii în termen la 14 petiții și la 32 de adrese către diferite instituții ale statului, Consiliul Județean, Prefectură, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția de Sănătate Publică, cu compania Rondului SRSSA, SBSA, Direcția de Probație din Bacău, Administrația Bazinală de Apă Sireț și ADIS Bacău. Am participat și am colaborat la bună organizare și desfășurarea zilelor în Comuna Cașin. Am preluat de la Serviciul de Probație din Bacău dosare pentru cetățenii cu domiciliu în Comuna Cașin, care au fost condamnați prin hotărâre judecătorească să presteze ore de muncă în folosul comunității. În relația cu Consiliul Local al domnului primar am promovat proiecte de hotărâri care au devenit hotărâri prin votul dumneavoastră. Am participat la toate ședințele Consiliului Local, precum și în cadrul ședințelor stabilite pe comisia din care fac parte. Toate cele expuse consider că raportul este perfectibil. Știu că nu am reușit să cuprind în totalitate și în profunzimea lor problemele comunei, dar alături de propria mea analiză și discuții care vor avea loc pe marginea acestui material, observațiile și propunerile noastre mă vor ajuta să nu perfecționez activitatea. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Eu nu am mai multe discuții acolo. Am mai obis mulțumim am putut de care i-am făcut pe unul. Vorbează de azi, vedea de un lucru unul. Ați participat foarte activ. Și care... Mă bucur că observați. Da. Eu am observat lucrul ăsta. Mă bucur că avem o colaborare frumoasă și constructivă, fără să ne plătim la spate. Și bine, deci. Când ai scris și unul lângă tine. Bine, nici tu s-ai trase, nu poți să-i vezi niciodată. Oricând cu asta devine un îngăștit cu sus. Dar sper că nu-i cazul. Nu-i cazul. Acum. Bun. Dacă aveți să luați cuvântul, vă să luați cuvântul. Dacă nu, trecem la aprobare, cum vreți dumneavoastră. Deci, aprobare. Să-mi spun și eu. Spuneți, mă interesa la problema asta cu gazele. În culița s-a avut în vedere toate ulițele, inclusiv Gărbuța. Tot, inclusiv Gărbuța. Tot. Vă zic că... Și ramificații, nu la principal, nu la principal, nu. Și ramificațiile, da? Da. Inclusiv școala, da? Păi de-aia ai ieșit 16 metri. Nu, dar eu zic, în casă nu-i făcut vezi. Ca să știe omul ce-l așteaptă. Da, da, inclusiv. Una se vine în conducta la poartă și una se mai trage eu 200 de lei. La 200 de lei și costă, că am fost asta acum băiat pe tălă, să-l corp. Duci la 350 de. Și îmi lași tot. Și îmi lași arunci și până la patrioare, la motocul, toate amestecate, până îmi lași pe jos. Toate mulțumesc. Acum e genul. Speranța este în februarie-martie. În februarie, așa are Ministrul Dezvoltării. Acum, Dumnezeu cu mila, ce-o ieși, moțiuni, cenzură, nemoțiuni, va face, va avea buget până în februarie. Nu va avea buget până în februarie, nu depinde de noi.
Dar eu când am avut discuții cu domnul ministru de dezvoltare, am venit la Bacău și am discutat cu dânsul, a spus clar, pentru văzut prin înțelegere, nu este decât pentru gaz. Atât. Fiindcă va începe experiența de gaz în platforma în Marea Neagră și e nevoie de consumatori. Adică în țară, toată țară. O să... Da. Va fi gaz și gaz va fi consumat. Și vânzarea lui în România aici e mai rentabilă că se duc în... În Ungaria. În Ungaria. Acolo se va opri conductarea. Da. Deci îl vinzi aici. Deci e interes cu siguranță pentru gaz, va face o nouă măsură, un nou PNZL, numai pe gaz. Restul va termina PNZL-ul care este terminat. Cei ce au început lucrurile pe PNZL vor continua și vrea. Dar, na, vom vedea. Dar la gaz cu siguranță și eu de asta m-am grăbit cu SF-ul, am avut ceasă și cu proiectantul, nu cred că mi-e bine. Nu e bine că mi se șanță în cazul primar. M-am certat că în februarie, la început, ochii ți-ai așa cum acolo, domnul Cor, nu-ți mai dau bani, nu-ți mai plătesc. Deja a facturat în septembrie pentru studii, în negri de aia, și cu nu-mi dau bani. Când nu-mi văd SF-ul, nu primești bani. Și nu ai ce să fac, voi nu-mi plătesc la lucrare. Să văd SF-ul prin dată, nu-ți primești bani. O proiectare. Nici nu poți să te cezi prea mult, că după ecran mai ai nevoie și la execuția lucrărilor. Deci ăla va... Proiectatul și termina finanțate, că s-a terminat lucrarea. Efectiv, nu ca proiectul a plecat și s-a pus treaba, nu. Dar și mi-a făcut proiecte, la misiunea de rețetă apă din poziție, a făcut tot proiectatul ăsta, mi-a făcut opinii. La drumul viilor, am avut învățare de la poiția, de-a băgat la oameni și Brașa mea, direct. Dacă mi-a plătit cu oamenii la crabă, 300 lei, taxa de brașament, va plăti numai taxa de montare cu conturi, ca să se monteze rencia, cu rencia care o urmă și să-l sigileze. Așa e regula. Conturi să monteze un grafic. Și unde le montează? În curte sau în exterior? Le-am făcut la unde a fost poziția cu drumul viilor, mai la drum, a fost oameni lângă gar, în exterior, unul din drumul trenic a fost în curte, imediat după păcate. Că nu-ți dă voie, că vine crabul, mâine vine omul la crab, inginerul Mihai de acolo, să eu am dat o contact la oameni și să le face apă în săptămâna asta, până în Crăciun la oameni. Să știți că am modificat legea, foarte complicat, domeniul public, știi, doamna Sfânta? S-a complicat legea în domeniul public. Ca să duci un bun în domeniul public, trebuie să obții o tărâie de guvern, de la guvern, nu mai la Consiliul Județean. Trebuie să ai încheabunare cu tot ce avem în domeniul public. Noi acum știu cu drumuri, cam la toate am încheabunare, cum am avut proiectul de asfaltare, în canalizare, sunt încheabunare. Plus la bunul respectiv, trebuie să stea cei de zile la București. Dacă Bucureștiul se mete avizul, îți seamnă că e ok, dacă nu se mete avizul, iar e bine. Că ca bunul respectiv, dacă e voie să facă parte din domeniul public a comunii. Trebuie să fie complicat. Nu o să ne decentralizăm, să ne ușurăm munca, ne complicăm existența. Asta e un nou cod administrativ. În cazul în care se comunică care asta. Aș mai vrea o rugăciune. La podul care ați ocupat prezentatorul la Bale. Am văzut că erați pământ aici, mașinile, ați spus și la capăt și la capăt, poliții nu știu să puneți și acolo două, trei mașini, că văzut, intrarea alea... Bănați să trebuie acolo. Și pământul ăsta care e care, da? Să se poată lărțim un pic, să poată intra. Okay, să facem lărgime, da. Nu s-a putut face, știți, ați văzut cu care s-a făcut. Ia vorbim să ducem chiar este oameni. Ne-am văzut chiar este oameni în cauza că suntem pe sfârșit de an și bugetul deja este stabilit cu mine. Am făcut scenă, nu? Am făcut scenă la Comitul Cultural. Și bine că am făcut-o că se scapă copiii și se rupă. Ea a fost făcută ermetic închis. S-a carbonizat tot din lucrul sub. Deci l-am găsit pe mâine. N-a avut aici ieșit. N-a avut. Dușmeaua a fost lipită una de alta, scândura, pus parchetul deasupra. Și n-a avut aici ieșit aer și s-a carbonizat. Am spus cărbună acolo. Cărbună sunt acasă. Și eu vedea că sunt curcai să nu știu că ducea în jos. Te văd? Da. Și a spus... Acum nu. Acum a pus scândură, cu scândură, a lăsat scândura între ea să aibă aer și a pus parchetul. Plus că mi-a făcut un semicerc în față, dar și mai ieșit. În față, și ce faceți niște aici? Ia-mi ascultează cineva acum, cei din consulatul de aia, special. Deci, înainte de a trece la vot, vreau să vă invit încă o dată vineri, de la orele 16, sâmbătă, de la orele 17, că este mis caritate, și este caritate, sâmbătă, ca copiii. Am văzut de micuți, dar ăștia s-au găsit, nu mai sunt, ăștia micuți după așa pe ea, asta e. Bine că au făcut, bine că s-au mobilizat. Au fost probleme, să știți, voi foarte supărat. Unii din... O să zic, dar nu știu,
primar, după de altfel, de 18 ani, au fost și au făcut scandalul că nu funcționa. Ea a jucat cu cei de la poliție, era Paul Răscopă. Paul Răscopă e un băiat finus, un băiat isteț, un băiat care a trecut cu un dramă. I-a mâinit mama, sub ochii lui. Și un băiat cu inițiativă. El a venit și organizat, că a avut parte, a trecut de mist. Știa cum să mănâncă. Și au venit băieți în cașă, au venit de la curat, te-a spus afară, până nu au venit cu părinții lor personal, nu s-au liniștit. Ea l-a înjurat în mamă, nici n-a mai venit aseară la pregătire, nici n-a mai fost el, a venit cu piccinat și l-a venit, că a durut foarte mult și l-a marcat, s-a înjurat în mama lui, mama lui fiind moastră, l-a înjurat în mamă, câți portari, ce fac ochii la cașă, fac ochii ca... Însă răuță, ăsta nu, nu trebuie să generalizăm. A fost voi, voi copii, sunt două familii, nu dau numii, am venit cu părinții, am venit cu mama, cu tata, aseară tăi și aici în fața ecolului și inizenția pământ. Când era noroc cu bine, mi se dea mâna cu zi. Fă nu știu un tăi. Deci nu a învățat. Să uităm că a învățat. Tasul mă s-a cam. Așa a venit să facă, să-i dea în stamă. Copiii s-au supărat, a fost un act certat și de domnul Zărnescu, că văd acum acest pământ stai și un pic nu copiii mei. Și de vin m-aș explicat. Și nu s-a mai întâmplat după ce am vorbit cu părinții, dar e frumos. Haideți să uităm să vă tăți le-am, lasă nu l-ați prins, dar le-am prins. Am prins că se băteau cu tine, că cine își scuteau ochii. Eu am fost la un bar atunci, am luat sfârșitul în fund. N-am văzut cine dar și pleca. Deci erau niște, să văd ce se întâmpla atunci. Și că cine își făceau la fel. Ei, cam de vreo două, deci le-au dispărut chestiunile. Au dispărut total. Dar noi, ca și nu mai sunt, vreau să mai sunt bătăi. Rar când se mai bate cu unul. A fost acum un cineva, în Jubia Bavă, care era Iași. E pus un băiat în Curița, unul de cașă, la Jubia. În partea aia băgat cu sucă în pieptul în dreapta și mă spate. La băutură, băut, dar nici la omul vin, e insulat în cașă, în pește tot, cel care l-a jucat cu cel de Curița. Nu e normal să întâmple acest genul ăsta, bătenii se dispar, adică fii frumos, fiindcă trăim în anii 2020 acum. S-a dus cu ce era cu tine Ceaușescu în cașă. Noi care suntem mai mărășori, știi bătenii care erau până la bufet, până la munți, nu era multă fără bătaie în cașă. Unul stingea lumina și l-au dus pe aia. Da. Ei, atunci am făcut ăstea, chiar m-am furat. Ei, a, acum a apărut doi cu copilași, care crezi că copilași. Sunt copii față cu noi, au 18 ani, poate au înțeles că au greșit și nu vor mai repeta. Da, și cu 31 la ora 10, iar. Vă rog, încă o dată, să veniți. N-am trebuit să vă rog, dar să veniți, cum va fi frumos și bine să fim cu toți. Nu contează de apartența politică care o avem. Suntem consilieri cu toți, aici pe cetățenii comuni, să fim alături și la Bilișoara. Doriți și noastră? Vreau să vă întreb la rectificarea de buget. Aici am văzut că s-a redus bugetul la asistență socială, probabil a rămas la CES. La CES a rămas și banii ai primit. Și a suplimentat pentru transport. Pentru ce ați încheiat mijloace de transport? Nu știu, am văzut și eu aia acolo, a trecut doamna Ghiba, la baza, ci l-am chiar și un bio de transport. Poate excursiile? Nu. Aia am fost puțin de la 64.000 de lei, cheltuieli necesare încheierii mijloace de transport. Nu m-am pic. Nu știu că am văzut. Acum am văzut asta, mă gătăm și până aici. Și am văzut aici că există suma de 3.000 de lei pentru luata oladului. Ce ți se încheia astfel că ați plătit finanțarea proiectului de lătare a clădirii pentru cel de tinere? Pe motiv că n-ați depus cererea de plată. Nu. Deci, acum luați din loc din buget pentru lătare? Da, toate au fost plătit în buget. A fost cu o finanțare, da. Dar adică mare sens să le mai luăm dacă... Dar de ce să nu le iau? Mai depune din loc lătarul? Nu, acum vom depune pentru lătarii cu costumi populare. Fiindcă n-am depunut, nu am depunut de la tine. Mă gândeam venind acolo și ca să nu ne judecăm cu ei, că cum câștigam în instanță, avea să câștigăm acest proces cu doamna Goreanu și că e furt de bine, ei nu ne-a avizat nicio achiziție. Până nu ți-a avizat achiziție, nu poți depui un dosar de plată, cere de plată. Și acum când s-au trezit în august, ne-a trimis în noapte că doamne ne-ați depus voi. Noi am solicitat. Am scris la București și ei n-au avut. Este un băiat cum e Fusac, Mihai Fusac, care s-a ocupat, a greșit. Dar am considerat, e bine, să nu ne certăm cu ei. Și am retras noi proiectul, depunem altul pe costumi populare, ca să face domnul Talan, noi punem plătim cu consultanță. Banii de la transport ai acest... 64.000 de lei. Pentru lucrarea care trebuia noi să o facem și ne-am zis că nu mai dă bani. Ce-a luat? Care lucrare? Da.
Aia, dar nu ți-a spus, vreau să-i nu păi da, da, așa se cheamă capitolul transport. Și 84030. Nu, se cheamă necesare închiriere mijloace de transport. Păi adică capitolul se cheamă transportul, dar ați spus? Da, păi da, da, da. Fiindcă, ce-i contractul? Să închiriază cu ora. Ca să nu mai avem surpriză când faci cu devizii, cu balast, ca să nu știu. Câte ori lucrează, atât tot timpul în balastul numai ca și tonă. Da, cu fapt lucrul ăsta. Dacă la școală acolo la poliția să prind și intrarea de la cabinet, care e foarte nefăcut. Aia nu e. Nu-i prins în bună, nu-ți faci și faci pe faci într-o bani. Nu faci noi. Nu faci noi. Nu vreau să vă mai întreb pentru... La formulă de la intrare. La dispensar pentru cabinetul de internă și ginecologie, ați primit aparatura? Cine a preluat-o? Este aparatura, nu știu, nu a preluat-o nimic, că nu avem încă medic. Fiindcă nu avem nimic să ne scoți până acum. Lucrăm la evaluare și în ianuarie vom scoate la concesiune. O veste bună, s-ar putea să avem în loc un medic patru. Că doamna doctor Băncelă, soția o treabă Băncelă, ce vorbim așa, da? Este doctor neurolog. Lucrează la Spitalul Moinei. Acolo mai are încă trei colegi interesanți, ca și ea, să vină să concesioneze aici spațiu și aici și la Curița. Și este dânsa e neurolog, este un doamnă doctor internist, care are competențe pe ecografie și așa, o doamnă pediatru și încă o doamnă, nu știu, pentru ce este tratat, dar sunt patru. Și după mine că a zis că o să fac curândul, că el lucrează și acolo. Când e doamna neurolog și vine în permitire, îi face programarea că va veni internistul. Ca să funcționeze ambele spații, că aparatura care o avem la Cașin, o avem și la Curița. Aceeași aparatură, deci modernă și că aceeași aparatură e și acolo și acolo. Așa, și mă care uitam la impozitul și taxele locale, am văzut cu zărăunea și aș pe rangul, rangul 4, rangul 5, da, 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 și la scutire am văzut acolo la impozitul de gădiștere, sunt scutiți cei care sunt beneficiari de ajutor social. Întrebarea este, cei care sunt scutiți la impozitul pe gădiri și taxa pe teren, respectiv beneficiari de ajutor social, sunt scutiți și de taxa de salubritate? La salubritate nu. Ok. Nu, pe cât nu îl faci. Da. Aș face și eu lucrurile. Să-l țineți foarte bine. Așa, așa, nu. Să-l țineți foarte bine. Să-l țineți foarte bine. O să prevedeți, dacă este posibil, cumpărarea unui televizor pentru reveniția de la Curița și a unui tot evident. Pentru că copiii care sunt acolo, lecțiile care le au, sunt și unele care sunt pe un dividiu, Și mai am o chestie, eu insist, mă repet, cu salubritatea. Dați-mi seama, sau gândiți-vă. Contaminele astea pentru presortate sunt foarte rare. Dați-mi seama, eu, dacă vreți, ar trebui o zi pe lună să treacă, s-ar reduce substanțial numele de repuiuri. Pentru bidoane, nailoane, cartoane. Nu mai să duci moros, dar să duci doamna, povestea este alta. Păcatul nu stă la noi, păcatul stă doar la povestea. Noi le facem cu o să ne fim și ele amestec. Bun, ele amestecă pentru că sunt ambalaje amestecate. Le amestecă, nu masa. Le amestecă. Ele vin și se sortează. Ei le amestecă și le prind și domnul cipulat și eu. Nu o să își vadă treaba lor. Când ia cu noi, mi-l ajută la oameni, să duci în anul cu bidoane, la punctul cu ețași și le lucrăm mașină. Și e o problemă gravă, că am zis că nu e ianuarie, trebuie să fac migrația la fondul mediu. Și atunci iar ne umflu cu peste 100 milioane de la fondul mediu, că am zis că nu avem proiectare de sectivă. Așa, n-am mai duce acolo. Și trece mașina odată pe lună de la partea pierdării și de la... Nu mai e o poveste, că nu vor, ci mai e povestea alta.
când vine la casă, tu ia selectivul, el ia și la să-i face mașina noastră de acasă. Cum îmi calc că dărești cu mine? Cum îmi împarți cu mine de toată asta? Procente, cum vrea la 10%. Dă cu procente. Deci nu, e ca să facă o economie la combustibil și nu viață de noi. Da, dar atunci dacă ați fost zi pe cașin, îmbolătiți numai după cașin. Nu vor, doamnă, numai la cașin. Nici o nu vor. Deci au o zi pe lună în care e numai la punctul de coiectare. Nu mergi de poartă în poartă. De-aia zic când ia luarea din Dobra și viață, domnule, hai să ne adunăm cu ei, îi sângi un pic de gât. Adică nu se poate, e plătiv. Pentru că nu are de el sau de vestea așa. Nu colectează la colectează așa. Se duce odată pe lună, prin poarta omului și lăsa. Exact. Ia ceva, vorbim în somă. Vorbim în somă. Nu, prețul nu vorbe, ci toate localismul ne operează. Ei, odată pe lună, la noi e prima joie de lună, nu? Da. Dar noi e prima, la mărăstire, prin... Prima joie de lună, te duci, domnule, prin față la fiecare parte. Și omul conștientizează. Deci nu vorbi, m-a zis că acum doamna directorul Orceasă, nu ia ea măsurile, deciziile. Și am vorbit cu Dobra și Oveanu, că ea nu mai fac un ședință comună cu... Da. E păsut și da, la urmă, da. Uite, soma ea, de ce nu prețul n-ar putea să ia? Pentru că nu... N-ar fi loc. Dar trebuie să și la urmă, noi acum dăm slagi, la fiecare urmă, din ăsta. Și vrem să-i strângi mări. Punem călătul social, punem și-i strângi cu fiecare la coarte și le ducem aici în curtea primăriei. Și-i prezentăm în limbarul de prețul. Poți să-i strângi mări, cum așa, nu? Toate. Primitiv, așa, da. E primitiv, dar... Da, dacă... E bine, e bine și așa, pentru că... Este primitiv, dacă ei nu pot... Îi spune că un contractul care a terminat cu adisul nu au prevăzut așa ceva, a zis că m-a dat punctul colectare, la care ne-a dat județul. Nu, 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 băi. Se poate face, dar ei trebuie adus și la concomplicul măi, că n-am avut ședința la adis, n-a făcut unul, nici o presă la ecosul. Și domnul Răbuț a văzut, domnule, dar ce nu vin și ăia să vorbească cu noi, cu proștii care suntem aia. Și a rămas în ea noi, cu Brașul Vianu, ne-a promis, că îi va ființat în timp și cu ei, să vină să stăm la discurs, să găsim și cu prețul la transport, a fi extraordinar de bun. Că atunci, când îi dat unul, au interesul. Ei au interesul, dat unul, au interesul. Să fie cât mai mare. Și încă ceva, anul trecut când ați prezentat dumneavoastră ramurile de impozitare, vorbesc de ulița unde este. Eu am o ramă, iar cel din vis-a-vis de mine, alb. Nu mi se pare normal. Am discutat atunci, ați spus că se remediază, doamna secretară, nu vă remedia nimic. Eu când m-am dus la taxe și impozit și am luat... Deci la taxe și impozit. Nu, nu se va face din nou. Dar un pic să... Deci, haideți să vă spun. Mă lăsați să vorbesc și eu? Pentru că oricum se va face o nouă impozitare. Secretară, eu am spus ce s-a întâmplat, da? De ce nu săriți atât? Dar chiar nu trebuie să săriți dumneavoastră de... Cine este pentru? Împotrivă.
pun la vot proiectul de la punctul 6, privind aprobarea indicatorului tehnico economic la studiul de teza aplicată la investiția extindere rețea de distribuție gaz natural în satele Curița și Cașin, comuna Cașin de sub Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 7, privind aprobarea indicatorului tehnico-economic la investiția la realizare termenului izolației Blanșeu, Curța Școală din satul Curița, comuna Cașin de sub Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Supun la vot proiectul de hotărâre la punctul numărul 8, privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale din Părerea Sfințarului General Oatei Cașin. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Până la urmă, cel care a fost suplimentat privind aprobarea planului de evoluție a fracției speciale de sanitare în 2020. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim! Mulțumim!